Peste 100.000 de lei au cheltuit organizatorii pentru actuala ediție a Cocoșului de Hurez, care a devenit partea brandului turistic de țară datorită parteneriatului dintre primăria din localitate și Autoritatea Națională pentru Turism. Sunt convins că anul acesta, în 2014, vor fi turiști străini în Horezul. Este unul din evenimentele reprezentative nu numai ale acestui loc, ale Horezului, dar la nivel național. Să nu uităm că de fiecare dată când pronunțăm cuvântul tradiție, tradiție românească, ne gândim la ceramica de Hurez. Promovarea târgului ceramiștilor din Horezu se face pe toate planurile. Blogeri din toată țara au fost mobilizați să strângă informații și să le distribuie în mediul virtual. Întâlnirea cu ceramica de Horezu este întotdeauna o poveste fascinantă. De când meșteșugul lor a devenit parte a patrimoniului imaterial al lumii, ceramiștii au simțit o creștere a vânzărilor, iar turiștii, amatori de suveniruri, o diversificare a ofertei cu care olarii îi așteaptă la târg. Să știți că foarte mult s-a dezvoltat simțul omului și cumpără, dar cumpără de unde este marfă tradițională. Deci face distincția dintre chiciuri și tradițional. Lumea, din păcate, nu cunoaște în totalitate și mai ales românii, din păcate, nu cunosc care este ceramica de Horezul. E foarte greu să dea 5 minute pe internet să își dea seama care este ceramica de Horezul. Mai diversificată puțin. Mai sunt și lucruri noi care nu au fost. Este o ediție frumoasă, a rămas la fel de diversă. Vreau să vă spun că acum am cumpărat de la Lungești ceramică de Lungești. Evenimentul din acest an a adunat zeci de meșteri populari ceramici din toate marile centre de ceramică din țară. Standuri proprii au avut și doi ceramici străini, unul din Serbia, celălalt din Franța.